Hai, salut! Cum se întâmplă că nu pot rezolva ultima etapă a cubului 3x3, adică colțurile galbene? Mă întrebați voi. Păi hai să-ți spun de ce apare această problemă și cum o rezolv. Deci, în primul rând, trebuie să te asiguri că cubul tău la început a fost așa și nu așa. Adică încurcat. De aceea când cumpărăm un cub nou, îl cumpărăm așa și nu încurcat. Îl încurcăm noi și pe urmă îl rezolvăm. De ce? La majoritatea cuburilor, colțurile pot fi întoarse cu mâna foarte ușor. Uite așa. Și când ajungi la ultima etapă de rezolvare a cubului, adică la colțurile galbene, cât nu vei folosi algoritmul de poziționare a colțurilor, tot degeaba. Nu-ți va ieși. De obicei, dacă este încurcat doar un colț și tu ai un pic de experiență, îți vei da seama ușor. Hai să vă arăt. Deci, am un colț încurcat aici. Ca de obicei, începem cu partea albă. Așa, am ajuns la crucea galbenă. Până aici, tot ok. Și acum suntem la ultima etapă, colțurile galbene. Găsim un colț care este poziționat corect. Și dacă nu avem niciunul, facem algoritm. Așa. Acum avem un colț poziționat corect și acestea trei sunt poziționate greșit. Acum toate sunt poziționate corect, dar când vrem să le aranjăm, de exemplu, acesta. A venit bine. Și acum ultimul. Cum vedeți, partea galbenă este rezolvată, dar restul cubului nu, pentru că un colț din acestea este culcat. Facem încă o dată algoritmul. Și acum avem invers. Jumate de cub este rezolvat și un colț nu este poziționat corect. Pentru aceasta trebuie doar să faci așa. Dar am avut și altă situație mai complicată. Când copiii au trântit cubul, s-au împrăștiat toate piesele și l-au strâns la nimereală. De exemplu, cum poți vedea la acest cub? Dacă îl trântești tare, se separă culorile la fiecare colț. Dacă vei schimba roșu cu albastru sau albastru cu alb, deja nu mai funcționează la fel. Și atunci când vei ajunge într-o așa situație, poți să învârtești cât vrei acest colț, că nu vei reuși să-l pui în poziția corectă. Și într-o așa situație, o trebuie să desfac tot cubul și să-l strâng manual de la zero. Deci, dacă inițial cubul este montat corect, atunci este imposibil să nu-l pot rezolva după metoda care ți-o lăs aici. Baftă!